Salutare tuturor și bine v-am găsit un episod de GTA 5 cu moduri. E bine, astăzi v-am pregătit un episod foarte tare. Cred că nu vă așteptați la el pentru că nici eu mi-a venit de asta spontan. Deci în spatele meu se află un G-Wagon. Bine, nu ne concentrăm pe el. Dar înainte să vă arăt ce se află în spatele acestei mașini, apăsați pe butonul de like și abonați-vă la canalul de vlog din descriere pentru că o să revin cu vloguri foarte, foarte tari. Deci dați like și abonați-vă la canalul de vlog și uitați-vă și la vlogul pe care l-am postat, dar după ce vedeți acest videoclip. Hai să dăm acest videoclip vreo 3000-4000 de like-uri pentru următorul episod de GTA 5 cu moduri. Și acum că ați făcut toate astea, am încredere în voi că ați făcut-o, o să vă arăt ce se află în spate. E bine, se află un Nissan GTR foarte, foarte tare, R35. Și ce o să facem cu el? Bine, de fapt ați văzut și în titlu ce o să facem cu el. Dar ce am pregătit pentru astăzi este foarte, foarte tare. E bine, o să luăm această mașină și o să o tunăm exact ca pe cea a lui Tanner Fox. Nu știu dacă îl știți pe Tanner Fox, e un vlogger din America care are un tipul, cred că are 16-17 ani, gen, și are un GTR super, super, super blană. Și noi o să încercăm să-l facem exact ca lui. Am mai făcut asta și cu BMW-ul lui Gaju Kid. Dacă ați văzut acel episod, a făcut multe vizualizări. O să mai facem asta încă o dată. Trebuie să mă uit pe internet să văd cum arată mașina lui exact. Am aici telefonul care este la încărcat. Deblochează-te, așa. Hai să intrăm la Los Santos Customs și între timp să caut eu mașina lui. Bun, am pozele pe telefon. Vă pun și pe ecran niște poze acum să vedeți cum arată. E genială, e YouTube Goals, frate, e foarte, foarte tare. Bun, hai să începem să o tunăm. Îi punem astea neimportante. Ok, front bumper. El nu prea, de fapt are un mic lip din ăsta, dar nu hal. O să-l punem pe ăsta, carbon front splitter. Și hai să vedem în spate cum are, frate. Așa, așa. A, nu pot să tunez cine știe ce. O să îl pun, nu, painted bumper and diffuser. O să-l las așa. Bun, level 4, normal, exhaust. Bă, dar nu văd de fumul ăsta, frate. Oribil. Astea, fix pe astea le are, așa colorate și foarte, foarte mari. Bun, grill. Mama, asta chiar nu știu. Nu cred că e foarte important. Așa că o să lăsăm stock. Hood. Are capota stock, da. Horn nu punem. Headlights punem, punem xenon. Neon kits nu punem. Plate l-are negru. Yellow and black, fix așa. Respray. Aici începe distracția. La respray, foarte, foarte tare. Stați așa. Și o să mergem la metallic. Și o să trebuiască să-i dăm un verde. Un verde, stați așa, acum e greu. Un verde în... Nu știu. Nu așa, nu, nici chiar așa, nici ăsta. Bă, da, lui e mată, frate. Și dacă pun așa și pun pearlescent, nu merge. De fapt nu e mată, e... Nu știu, e ciudată culoarea de pe mașina lui. Dar oricum în GTA nu se poate recrea, din păcate. Asta... Nu, în niciun caz. Asta nu. Asta nu. Și de aici nu mai e verde. Nu. Racing green, dark green. Nu că e mai deschisă un pic. O să-i pun racing green pentru că nu avem alte culori. Și aici trebuie să punem un race yellow sau ceva de genul. Știi? Da, cred că e mai sus galbenul, dacă nu mă înșel. Da. Un race yellow. Un yellow. Race yellow. Un race yellow. Uite așa. Secondary color chiar ce face? What? Ok, roțile le are negru mat, deci o să punem negru mat. Și roll cage. Bă, nu cred că are roll cage, dar noi îi punem că e mișto. Roof carb. Frate, carbon roof nu e porbagaj roof, ok. Skirts. Bă, what? Ce e asta de aici?
stai. Zi-mi, te rog, că nu e de la bumper. Ah, e diffuser, ok, deci o să punem stock. M-am speriat, frate, nu știam ce e aia. Ok, skirts, o să punem... Olu, niciun caz, uite, o să punem asta, care arată mișto. Spoiler, foarte important, spoilerul are pe ăsta foarte mare. Bine, ăsta plutește, dar toate plutesc, deci n-am ce să le fac. Suspension, lower, frumos, transmisie, turbo, blană. Ok, roțile, aici e destul de important, bă, trebuie să-mi deblochez iar telefonul, așa. Roțile, are ceva în multe spițe, poate la high-end găsim, uite ceva, nu. Nu. Ok, ceva, ceva de genul... Nu, nu. 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 Bă, destul de greu, destul de greu. Hai să vedem muscle, sport, dacă găsim la sport. Nu. Bă, astea? Că altele nu cred că găsesc, știi? Bă, o să le pun pe alea. Asta e că nu mai știu care alea. Astea? Nu. Astea? Nu. Astea? Astea? Bă, o să le pun pe astea, care arată cel mai ok. Chiar dacă nu e cel mai accurate, dar arată cel mai ok. Tires. Tire design, nu. Bulletproof tires și o să-i punem black tires, mă, că-mi place mie foarte mult. Windows le are blacked out as fuck, Tanner Fox. Ok, și asta e mașina. Am făcut-o destul de repede, trebuie să recunosc, dar nu știu cât de accurate e. Uitați-vă, deci, stai, pun o poză acum. Cum arată? Zic că arată destul de similar, e decent, adică nu, nu e nicio problemă. Și frate, chiar e super blană. Vreau și eu o mașină din asta la 18 ani. Bine, la ei, na, e mult mai ușor că la 16 ani îți iei carnetul, așa. Mă rog, dacă ar fi și la noi, cred că ar fi groaznic la ce haos e în București. Mă rog, asta e mașina. Eu zic că ne-a ieșit destul de bine. Arată genial. Aș vrea o mașină de genul ăsta. Spuneți-mi și voi, și voi părerea voastră despre această mașină. Mie îmi place la nebunie. Aș vrea o mașină din asta, frate. Mergi așa pe stradă, te duci la liceu cu mașina asta, blană, blană, rău de tot. Cine știe, frate, dar, da. Bă, dar știți ceva? Ne-a rămas mapa de episodul trecut, deci, nu. O să mergem la object spawning și frumos, la, 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 la. Save and load, search, objects.ini, minunat. Și o să sărim cu mașina. Mă rog, n-o să ne iasă în niciun fel săritura asta, dar nu contează, noi vom sări. Și, bă, chiar ne-a ieșit. Ne-a ieșit destul de bine. Deci, iubesc mașina asta. Deci verdele ăsta e super bla. Oh, am avut mașină. Verdele ăsta e super mișto pe GTR și îmi place forma mașinii așa, știi, toate liniile sunt super, super tari. Și da, frate, spuneți-mi în comentarii părerea voastră despre această mașină și ce mașină ați vrea să mai puneți pe viitor în această serie de GTA 5 cu moduri. Intrați și pe canalul de vlog pentru că o să urmeze niște chestii foarte, foarte tari pe acolo. Și da, cam asta a fost episod, un pic cam scurt, dar nu prea am ce să fac. Spuneți-mi în comentarii ce ați mai vrea să fac, dați un like la acest episod să strângem 4000 de like-uri. Și da, mi-a fost Gami, ne vom vedea data viitoare. Pa!